Știm cu toții că de la o farmacie puteți cumpăra două tipuri de medicamente. Ceea ce nu aveți nevoie de o rețetă în limbaj special pentru câmpuri, numită OTC. Ceea ce este lansat doar în rețetă, farmacistul îl numește RXS. Pentru cei fără rețetă, prețul poate fi modificat foarte ușor, în funcție de solicitările dinamice, deoarece, la începutul verii, variază prețul pe kilogram de cireșe. După cum a spus un farmacist de la București, siropul Nurofen nu mai este găsit. Când vine din nou, distribuitorii cresc prețul cu 50%. RXS întreținerea rețetelor, dar deja, conform legii, prețurile sunt reglementate de stat. Distribuitorii trebuie să fie în maxim stabilit de Ministerul Sănătății ca fiind cel mai mic preț din UE pentru medicament. Prin urmare, creșterea a fost resimțită în farmacie. În unele medicamente care pot fi achiziționate liber, prețurile devin cu 38-42 mai mari de o lună față de alta. Așa s-au schimbat, doar în ultima lună, prețul de intrare pentru 5 medicamente de tip OTC, dintre cei care au fost cumpărați mai des de către romani. Numele prețului vechi, cu excepția noului preț, TVA exclusivă poate fi selectat 11,47, 14,38, 25%, Panadol Babi 11, 46, 16. 28,42%, Bixtonim 10,5, 13,86, 32%, Esensile 23,5, 252, 8% de Raflu 18,7, 25,97, 38%. Datele provin de la un farmacist independent, care a ales, pentru libertate, de la droguri la prețuri mai mari decât luna precedentă, cel mai des utilizat de clienți. Recomandări pentru rezolvarea subiectelor pentru matematică de la Bacalaureat 2022. Explicație oferită pentru libertate de un profesor. Farmacistul despre care am discutat afirmă că, pentru alte OTC-uri cu consum ridicat, prețul rămâne la același nivel sau este aproape invizibil, un leu în cutie. Am cumpărat peste 678 de milioane de cutii de medicamente într-un an. La nivel macro și dacă creștem perioada în care vedem prețuri, tendințele de creștere sunt generale, mai mult de un an și afectăm aproape toate grupurile de terapie, RXS și OTC. Între aprilie 2021 și martie 2022, pacienții români au achiziționat de la farmacie 678,5 milioane de cutii de medicamente, cu 12,1% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent, conform rapoartelor de studiu al farmaciei și spitalului, realizate de CGDIM, compania de consultare și cercetare. Numărul total de zile de întreținere, cu 8%, a crescut. Cu alte cuvinte, se pare,